Vă salut băieți și bine ați venit la un nou super episod cu transferuri, susținere incredibilă la ultimul clip și aș vrea să continuăm această susținere acolo, în continuare zic eu, 3000 de like-uri Mihai, 3000 de like-uri în primele 24 de ore pentru a duce această serie până la finalul verii. Pentru cei care nu ați văzut primul episod, alături de mine este Mihai Dolinski, comentator sportiv la Telecom și Luxport. Găsiți în descriere Facebook-ul și totodată canalul de YouTube. Mergeți acolo să-i dați un follow și un subscribe. Și nu uitați să apăsați subscribe și pe acest canal să reușim cât mai repede cei 85.000 de abonați. Și fără să stăm prea mult la discuții, pentru că avem super transferuri confirmate și super zvonuri, haideți să vedem ce v-am pregătit. Dar înainte să începem, nu uitați că pe eneba.com găsiți peste 10.000 de jocuri, atât pentru PlayStation, cât și pentru Xbox sau PC, la cele mai bune prețuri de pe piață și cu codul Tudor Buțan aveți un discount de 3% la absolut orice produs de pe site. Este unul dintre cele mai safe site-uri de jocuri din lume, așadar nu ezitați să mergeți în descriere și să vă uitați la ei pe site. Începem săptămâna cu un super transfer confirmat, este vorba despre Ashley Young, fostul mare jucător al celor de la Manchester United, chiar dacă port eu tricoul cu City astăzi, știți că sunt fan United, și este un transfer din partea celor de la Aston Villa din nou, și episodul trecut am început tot cu un transfer din partea celor de la Aston Villa, dar de data asta vorbim despre un transfer gratis. Revine acolo unde practic și-a făcut un nume, pentru că eu de acolo știu pe Ashley Young, era în acel parteneriat cu Gabriel Agbonlahor, pentru cei mai bătrâni care își aduc aminte, juca în flancul stâng, era cumva de așteptat practic să plece de la Inter atâta timp cât acolo nu mai continuă Antonio Conte, omul care l-a adus. Acum vorbim despre un portar, despre Alba Lafont, portarul transferat definitiv acum de Nantes, de la Fiorentina. A avut evoluții bune sezonul trecut, oricum el se anunța a fi un portar mult, mult mai bun față de ceea ce a arătat în ultimii 2 ani. Acum de văzut prin ceva mai trece la Nantes, o echipă care abia s-a salvat de la retrogradare. Ai dreptate Mihai, chiar și în FIFA a avut un card Future Star. Toată lumea s-a așteptat să aibă un card din ce în ce mai bun. După cum vedeți, în continuare, ratingul lui rămâne neschimbat. Totuși, vorbim despre un portar destul de tânăr, doar 22 de ani, are tot viitorul înainte și șanse să demonstreze că totuși este un portar foarte bun. În privința transferului, cei de la Nantes, eu zic că au făcut o afacere destul de bună și au plătit 7,5 milioane pentru a transfera. Chiar dacă are 30 de ani, Douglas Costa, mult prea devreme din punctul meu de vedere, părăsește Europa și se întoarce în țara lui natală, mai exact la Gremio, unde se transferă sub formă de împrumut pentru un an și din păcate, odată cu acest transfer, ratingul lui Douglas Costa în FIFA scade de la 84 la 81. Al doilea sezon consecutiv în care va fi împrumutat după cel precedent în care se reîntorsese la Bayern München, însă nu mai e jucătorul care era în trecut, nu mai e acel fotbalist de mare viteză cu driblinguri, cel puțin în realitate, vom vedea cum îl vom folosi în FIFA în ediția următoare, dar deocamdată cred că doar atât mai poate oferi Douglas Costa în campionatele din America de Sud. Ajungem acum la un transfer nou al Barcelonei, deși Emerson a fost cumpărat și de Barcelona și de Real Betis, un caz ceva mai ciudat în urmă cu 2 ani, a fost lăsat să se acomodeze la ceea ce înseamnă campionatul Spaniei, viteza de joc, a crescut la Real Betis unde a jucat foarte bine sub conducerea lui Pellegrini, acum vine la Barcelona, dar de văzut Tudor dacă va rămâne acolo, pentru că totuși Barça a investit vara trecută într-un super fundaș dreapta, în Serginho Dest. Nu știu dacă lui Emerson îi va conveni să fie rezerva lui Serginho. Așa este și eu sunt curios dacă această poziție de right back va rămâne în continuare și în FIFA 22. Continuăm într-adevăr cu un brazilian destul de bun, un fundaș care a avut chiar și un card special în edițiile anterioare de FIFA, un card 100% utilizabil, dar așa cum spunea și Mihai, vorbim despre un fundaș ceva mai lent față de cum joacă Dest. Și într-adevăr este un fundaș care poate juca, zic eu, atât pe poziția de right back cât și pe poziția de left back. Am început acest episod cu cei de la Inter Milano, dar de data aceasta nu vorbim despre o plecare, ci despre o venire, cea lui Çalhanoğlu, care semnează pe 3 ani un contract cu echipa din Milano. Și totodată cu acest transfer, Çalhanoğlu își pune în cap toți fanii celor de la AC Milan, transferându-se la echipa rivală. Vorbim despre transferul unui jucător de mare viteză, Milot Rașița, a trecut și prin Franța, s-a acomodat foarte bine în Bundesliga, iar acum vine transferul în Premier League, campionatul unde vedem transferurile cele mai mari din punct de vedere al sumelor de bani.
Milot Rașița merge la Norwich pentru a ajuta echipa să evite retrogradarea după ce a retrogradat în Bundesliga. Destul de inspirat, jucătorul cu origini albaneze pleacă de la o echipă care tocmai a retrogradat la o echipă care tocmai a promovat în prima ligă din Premier League, la fel cum a făcut-o și Leeds în sezonul trecut. Norwich încearcă să-și întărească cât mai mult lotul și plătește 11 milioane de euro pentru a-l transfera pe acest super atacant. Trecem mai departe, băieți, și vorbim despre Lassina Traore, nu fostul jucător al celor de la CFR Cluj, și vorbim despre un puști în vârstă de doar 20 de ani, ceva mai scund față de Lassina Traore, doar 1,83 m, dar chiar și așa, Shakhtar Donetsk plătește 10 milioane de euro pentru a-l transfera în această vară pe un contract de 5 ani. Shakhtar pusă pe fapte mari pentru a-l detrona pe Mircea Lucescu după ce a ajuns la rivala Dinamo Kiev. Acolo știm că s-au inversat din nou lucrurile așa cum s-au inversat când Mircea Lucescu ajungea la Shakhtar. Acum Roberto De Zerbi, nou antrenor al lui Shakhtar, venit de la Sassuolo, acolo unde a impresionat în jocul ofensiv. E clar că vrea să se întărească, vrea jucători cât mai bun în ofensivă, iar Lassina Traore, totuși format în Academia lui Ajax, una dintre cele mai bune academii din lume, e clar că va fi un atacant de urmărit. O să plec de la Manchester City doar atunci când voi câștiga UEFA Champions League. Așa declara Kun Agüero în urmă cu 10 ani. A jucat finala UEFA Champions League, e adevărat venit de pe bancă, dar nu a câștigat-o. În fața lui a stat Thomas Tuchel. Vine transferul, pleacă fără trofeul UEFA Champions League, dar acum merge la Barça și își dorește să câștige acest trofeu. După ce aproape un sezon au jucat fără un atacant puternic de careu în afară de Griezmann, Barcelona își întărește ofensiva cu Kun Agüero, care va face cel mai tare perfect link din FIFA, Kun Agüero, Lionel Messi. Eu sper ca acest card să nu aibă atât de puțin pace, dar este clar, vorbim despre un jucător în vârstă de 33 de ani, care eu zic că va putea juca atât pe poziția de atacant, cât și pe poziția de center attacking midfield. Și chiar dacă Kun Agüero este cel mai popular zvon, aș spune, din acest episod, vorbim de data aceasta despre cel mai scump transfer din această săptămână, este vorba despre Konate, care semnează cu cei de la Liverpool. Să nu uităm că acest transfer confirmat în urmă cu jumătate de an era unul dintre cele mai tari zvonuri. De data aceasta îl avem 100% confirmat și fundașul francez își începe o nouă aventură pe Anfield. Konate a impus la RB Leipzig, a fost un super jucător în strategia lui Nagelsmann. Acum de văzut cum se va adapta în Premier League, pentru că dincolo de viteza de joc a lui Jurgen Klopp, vorbim de fotbalul cel mai rapid în Premier League, iar acolo va întâlni adversari de o calitate superioară. Înseamnă prietenia cu un coechipier de la națională, te convinge să mergi chiar și în Mexic. Cred că asta a făcut André Pierre Gignac cu Florian Thauvin, care oricum în ultimele sezoane nu mai fusese la un nivel foarte bun în Franța. Era clar că trebuie să vină o nouă aventură pentru el. Da, așa este, să nu uităm că are doar 28 de ani, este un fotbalist destul de tânăr și ai dreptate, acum eu mă gândesc în continuare la FIFA, cât ne bucuram noi când îl vedeam pe Gignac în pachete. Gândiți-vă acum că va fi dublă bucurie atunci când o să-l avem și pe Thauvin, right wing francez 81. După ce am vorbit despre Norwich, o nou promovată din Premier League, continuăm de data aceasta cu Watford, o altă echipă care revine în Premier League. Vorbim despre transferul lui Rose, care nu prea a mai prins meciuri ca titular pentru cei de la Tottenham și mai mult ca sigur va fi un titular incontestabil pentru cei de la Watford. Nu schimbă orașul, schimbă doar echipa. Practic pleacă din cartierul meu și se duce în cartierul tău. Cam asta înseamnă transferul de la Tottenham la Watford. Problema cu Mourinho i-a redus mult calitățile lui Danny Rose. Nu s-a adaptat sub comanda lui Mourinho. A plecat Mourinho mai întâi. El tot a rămas la Tottenham, dar nu mai e în planurile lor. Acum să vedem la ce nivel mai poate fi la 30 de ani la Watford, pentru că oricum nu mai e acel Danny Rose impresionat în urmă cu 5-6 ani. Și ne mutăm, băieți, la transferurile confirmate din Liga 1, unde l-avem pe Belu Iordache, fostul jucător al celor de la FCSB, care s-a transferat la cei de la Hermannstadt și odată cu retrogradarea acestora, el revine în Liga 1, dar de data aceasta la nou promovata Rapid București. Da, Tudor, Rapid avea nevoie de un fundaș drept, au jucat acolo cu Voicu și cu Goge. Voicu nu a mai prelungit cu Rapid, oricum nu cred că mai putea să joace la nivelul Ligii 1, dar Goge nu e un jucător de acest nivel. Au adus un fundaș dreapta, dar un fundaș dreapta care provine mai mult din extremă, e un jucător ofensiv, să vedem cum se va adapta în filozofia de joc a lui Mita Iosif. FCSB și-a mai adus un jucător tânăr ce poate
o ajute, mai ales în partea a doua a sezonului, pentru că știm câte probleme au avut cu accidentările Tudor. Au adus un fotbalist care poate evolua pe orice poziție, de la mijloc în sus, mai puțin vârf împins. Andrei Cordea, cu 3 goluri în Liga 1, are 22 de ani, trecut prin Italia pe la Novara, îl vezi titular? Nu știu ce să zic, Mihai, are o bătălie puternică acolo, chiar și cu Tănase, pentru că și Tănase a jucat în câteva meciuri ca mijlocaș ofensiv. Într-adevăr, este un jucător bun, cu potențial, așa cum ai zis și tu, doar 22 de ani, dar eu cred că se va integra, mai ales că există și o relație acolo între jucătorii celor de la Clinceni și FCSB, să nu uităm că majoritatea jucătorilor de la Clinceni sunt fost jucători de la Steaua București. Antonio Conte, dar nu antrenorul, ci jucătorul liber de contract, semnează cu Universitatea Craiova pentru 2 ani. De remarcat, cota de piață a acestui jucător este de 800.000 de euro și la 27 de ani el semnează un contract de 2 ani cu cei din Craiova. E un plus, e un fundaj lateral care, din câte am înțeles, cel puțin din Transfermarkt, poate juca și fundaș central, de văzut ce nivel va avea Liga 1. De menționat că acest jucător a trecut prin curtea celor de la Paris Saint-Germain. Vorbim despre Cristi Bărbuț, jucător care trece de la Universitatea Craiova și merge la Șepși, o echipă care s-a luptat mult cu Craiova pentru accederea în trioul fotbalului românesc. E un transfer foarte interesant, un jucător de viteză. Nu știu dacă va fi neapărat însă titular la Șepși. Vorbim totodată despre unul dintre cei mai rapizi jucători atât din viața reală cât și din FIFA și eu cred că el va juca ca titular pentru cei de la Șepși. Totuși, este un jucător cu experiență, chiar și la Universitatea Craiova a făcut câteva meciuri destul de bune. Vorbim în continuare, așa cum v-am obișnuit, despre un transfer gratis când vorbim despre Liga 1 și un contract pe 2 ani. Și chiar dacă nu vorbim despre un superstar sau despre un nume impunător, vorbim despre un jucător tânăr cu tot viitorul în față, Locatelli poate ajunge la cei de la Juventus Torino de la Sassuolo pentru 40 de milioane de euro, iar șansele ca acest transfer să se realizeze sunt de 65%. Da, deja zvonurile sunt confirmate de mai multe surse, de Fabrizio, de către Di Marzio. Din acest punct de vedere, trebuie să credem acest transfer, să ne gândim că probabil el va fi efectuat după încheierea campionatului european, unde am văzut cât de important este Manuel Locatelli și în strategia lui Roberto Mancini. Cred că mai degrabă vorbim totuși despre un central midfielder decât despre un central defensive midfielder, pentru că este un jucător ceva mai creativ, așa cum l-am văzut și în Naționala Italiei. Vorbim acum, Tudor, despre fundașul meu central preferat din toată lumea. Jules Koundé e un fundaș central atipic, pentru că are 1,78 m doar, poate juca și fundaș dreapta, așa cum a jucat și în meciul cu Portugalia de la campionatul european, așa cum a mai făcut-o și la Bordeaux, dar e un fundaș central foarte rapid și din acest punct de vedere e un mare câștig, foarte bun și în faza de construcție. Nu doar Tottenham îl dorește, însă probabil că Tottenham va încerca să plătească mulți bani pentru el, pentru că mă aștept să aibă un progres și să îl vedem, de ce nu, în viitor chiar la un club mult mai mare decât Tottenham. Și dacă tot spunea Mihai despre Koundé că ar putea juca pe poziția de fundaș dreapta, vorbim acum despre un fost jucător care a activat pe poziția de fundaș dreapta, dar acum este mijlocaș dreapta, vorbim despre Hakimi, care este dorit insistent de cei de la Paris Saint-Germain și totodată vorbim despre zvonul care este cel mai aproape să devină un transfer confirmat, șanse de 80% să-l vedem pe Hakimi semnând cu cei de la Paris Saint-Germain în această săptămână. Așa este, Tudor, la Inter a jucat acel jucător în flancul drept, acel mijlocaș în 3-5-2 lui Conte, însă la PSG mă aștept să revină pe poziția de fundaș dreapta, unde a jucat și la Real Madrid, la Borussia Dortmund. Din acest punct de vedere, vorbim din nou despre PSG, super echipă pusă pe super transferuri. Și la fel ca și săptămâna trecută, băieți, zvonul cu cele mai mari șanse din episodul nostru devine un transfer confirmat doar la câteva ore după ce am filmat cu Mihai. Hakimi este noul jucător al celor de la Paris Saint-Germain pe un contract de 5 ani, iar suma de transfer pentru acest super jucător este de 70 de milioane de euro și mai mult de atât, Hakimi se află în top 5 cele mai scumpe transferuri ai celor de la Paris Saint-Germain după Neymar, Kylian Mbappé și așa mai departe. Răzvan Marin a impresionat la Cagliari în sezonul trecut, a fost titular în 36 din 38 de partide, doar în 2 a venit de pe banca de rezerve. La un moment dat s-a vorbit despre posibilul transfer la AC Milan, acum vorbim despre
varianta lui de a merge în Franța în Liga 1 la Olympique Lyon. E clar, așa cum a spus chiar și în emisiunile de la noi de la Telecom, că este aflat în discuții cu multe cluburi. După o experiență în Olanda, apoi în Italia, vine și rândul Franței pentru a-l primi cu brațele deschise pe Răzvan Marin, vorbind despre Olympique Lyon, una dintre cele mai puternice echipe din campionatul Franței. Și totodată trebuie menționat că Răzvan Marin este foarte posibil să treacă de la un card silver la un card gold în premieră și să aibă acest card super fresh de 75 cu 67 pace, 74 dribbling și 80 passing. Și terminăm acest super clip cu transferuri cu cel mai tare zvon din această săptămână, transferul lui Harry Kane de la Tottenham la cei de la Manchester City, care și-ar face o mega echipă, ar fi înlocuitorul lui Aguero, aș spune, dar mult mai bun în momentul de față decât Kun Aguero. Și totodată cu acest jucător bombă vorbim și despre o sumă destul de mare, o sumă colosală aș spune, 110 milioane ar plăti Manchester City către Tottenham pentru a-l transfera. A găsit resursele Pep Guardiola, deși spunea după finala UEFA Champions League că nu e atât de sigur că vor fi bani de transferuri. Deja vorbim despre două transferuri importante care se pot efectua la Manchester City. Din punctul meu de vedere, e cel mai bun atacant în momentul ăsta din lume, acolo la egalitate cu Robert Lewandowski, pentru că totuși vorbim despre jucătorul cu cele mai multe goluri din Premier League și cele mai multe pase de gol, adică nu e doar un atacant de careu, ci poate să -ți producă și pase de gol. Și dacă stai puțin să te gândești la episodul trecut cu transferuri, am încheiat cu zvonul despre Grealish. Și cum ar fi acum fix golul împotriva Germaniei, exact. Noul atac al celor de la Manchester City. Așadar, băieți, aici se termină al doilea episod cu transferuri din această perioadă de mercato. Încă o dată îi mulțumesc lui Mihai că a fost alături de mine. În continuare găsiți acolo în descriere Facebook-ul și canalul lui de YouTube, să mergeți să-i dați acolo un follow și un subscribe. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like, să reușim acolo cele 3000 de like-uri pentru a posta cât mai repede un episod cu transferuri. Până data viitoare, eu am fost Tudor împreună cu Mihai și v-am pupat. Pa, pa!